În luna martie, când am vizitat-o prima dată pe Găbița, așa cum o alintă familia, mama îi stătea la căpătâi, cu speranța că în curând se va vindeca și cu teama că odată cu împlinirea vârstei de 18 ani, nu va mai putea rămâne internată la spitalul de pediatrie din Ploiești. Și a făcut fata 18 ani și acasă este mai larg cu ei, se simte mai bine. Din nefericire, medicii din țară nu-i mai dau nicio șansă, așa se face că niciun spital nu o poate primi mai mult de câteva zile pentru investigații. Exista o posibilitate, ne țineau pentru investigații 2-3 zile, dar doar atât. Deci, doctorii de aici din România au spus că nu au ce face. La 7 luni a făcut rujeolă, iar la un an a fost vaccinată. Serul însă a provocat o tragedie. Încă de pe data de 24 februarie, Găbița a rămas semi-paralizată, mai apoi a rămas și fără vedere, iar într-un final nu a mai putut vorbi. Adriana, sora geamănă a Cameliei, care la rândul ei suferă de tetrapareză spastică, nu vrea să accepte că soarta poate fi atât de crudă. Nu mă așteptam la mine să fie așa. În niciun caz. Are momente când o prind din colo în dormitor, se închide și plânge. Nici n-am cuvinte să spun. Din păcate, firul de speranță de care familia Cameliei se leagă acum s-a năruit. Au primit răspuns de la clinica din Turcia cu costurile estimative ale tratamentului, însă suma este mult prea mare pentru posibilitățile acestora. Deci din Turcia ne-au trimis de la clinica de acolo un răspuns cu estimările, deci am aici cu prețurile cât ne costă. Așa, în afară de estimările care ne-au trimis ei, ne mai trebuie bani de cazare, de transport, plus alte investigații care se mai fac acolo. Ei au trimis o estimare la în jur de 3.000 și ceva de euro, dar vă dați seama că nu o să ne ajungă, că este o clinică particulară și mai avem nevoie de bani. Mama are un venit de 700 de lei, ca însoțitor al celeilalte fete, Adriana, iar tatăl nu mai lucrează, întrucât mama nu se mai descurcă singură. Și-ar fi vândut casa, însă nu o au, stau cu chirie într-un bloc anele din Ploiești. Putem ajuta o mamă să nu-și piardă pruncul și o tânără să se bucure în continuare de viață. Pe numele mamei a fost deschis un cont, în care puteți dona orice sumă cât de mic ar fi, pentru ca tânăra Camelia să primească o nouă șansă la viață. Contul în lei este deschis pe numele Bârsan Elena, la ING Bank. Acesta este RO42INGB00099990329155.